Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. Mulțumim lui Dumnezeu pentru încă o zi binecuvântată în care ne-am adunat aici ca să ascultăm cuvântul lui și haideți să ne rugăm ca și astăzi cuvântul lui să ne vorbească și să ne schimbe inimile, pentru ca după ce vom pleca de aici să fim așa cum Domnul nostru Iisus Hristos dorește. Haideți să citim împreună câteva versete înainte de Evanghelia zilei de azi, tot din capitolul 21, versetele 18 și 19 și câteva versete din Evanghelia zilei. Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze și i-a zis, de acum încolo în viac să nu mai dea rod din tine. Și îndată smochinul s-a uscat. Ascultați o altă pildă. Era un om, un gospodar, care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un tiasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Când a venit vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri, ca să ia partea lui de rod. Vierii au pus mâna pe robii lui și pe unul l-au bătut, pe altul l-au omorât, iar pe altul l-au ucis cu pietre. A mai trimis alți robi, mai mulți decât cei din tâi, și vierii au primit la fel. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, vor primi cu cinste pe fiul meu. Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-l omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea lui. Și-au pus mâna pe el, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Aș vrea să ne uităm astăzi și să înțelegem că suntem datori să aducem roade. Roadele noastre nu sunt pentru că vrem noi să le facem, nu sunt pentru că vrem noi să le aducem înaintea Domnului, ci roadele noastre sunt o datorie în fața Dumnezeului nostru. Stăteam acum, săptămâna cea trecută, într-o seară, am stat până mai târziu în grădină, și lucram ceva acolo și s-a înserat și au început să cânte greierii. Știți cum cântă greierii de frumos, când se adună toți la un loc, nu este concert mai mare ca lor. Și imediat după ce am auzit cum cântă, m-am gândit la poezia lui George Topârceanu, cu balada unui greier mic și cu furnica. Și m-am gândit că de atâtea ori nu suntem și noi ca acest greiere, care cântă o vară întreagă și se trezește prea târziu, că nu și-a adunat roade. De ce sunt roadele noastre o datorie înaintea lui Dumnezeu? Evanghelia zilei de astăzi ne spune că Dumnezeu, omul acela, gospodar, a sădit o vie. El a sădit atât via și el a pus și oamenii care să lucreze via. Și încă de la începutul creației putem să ne uităm, încă din Geneza, Dumnezeu ne vorbește și ne spune, Dumnezeu a făcut o grădină. Toată grădina era frumoasă, cu pomi, cu iarbă, cu verdeață, cu animale. Dar Dumnezeu l-a făcut și pe om. Și în mijlocul grădinii l-a pus pe om și i-a spus, te pun aici ca să îngrijești această grădină, să o sapi, să o uzi. Și asta va trebui să fie treaba ta. Roada pe care omul trebuia să o aducă era slujba lui în această grădină. Să îngrijească de ea. Și era o datorie pe care o avea față de Dumnezeu, care l-a pus într-un loc așa de binecuvântat. Smochinul din Evanghelie avea un singur scop, de a da rod. Dar tocmai când Domnul Iisus a trecut pe lângă el și era foame, n-a găsit decât frunze. Roadele noastre trebuie să fie întotdeauna o mulțumire la adresa lui Dumnezeu, pentru că El ne dă binecuvântări. El ne dă ajutorul Lui, iar mulțumirea noastră se va arăta prin roadele pe care le vom aduce. Chiar Domnul Iisus ne spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Dacă El a plătit așa de mult preț pe sfințenia aceasta pe care ne-a dăruit-o și nouă, sfințenia noastră trebuie să se vadă în afară. Și odată sfințiți, trebuie să fim conștienți că avem responsabilitatea să purtăm sfințenia în noi. Sfințenie pe care să o vadă și cei din jurul nostru.
Tot cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dacă suntem doar ascultători uituci și n-aducem rod, degeaba suntem ascultători. Și dacă în urma ascultării cuvântului, în urma primirii atâtor binecuvântări din partea lui Dumnezeu nu aducem rod, vom rămâne exact cum a rămas acest mochin, doar acoperiți cu frunze. Și viața noastră nu își va îndeplini adevăratul scop la care a fost făcută de Dumnezeu. În al doilea rând, aș vrea să vedem că roadele nu numai că sunt o datorie a noastră față de Dumnezeu, ci roadele aduse de noi ne asigură supraviețuirea vieții duhovnicești. Lipsa rodului a adus pieirea acestui smochin. Și Domnul Iisus nu s-a dus la el în primăvară, când nu avea normal, nu trebuia să aibă rod, ci s-a dus exact când trebuia să culeagă roadele și n-a găsit decât frunze. Și pentru că n-a avut frunze, Domnul Iisus l-a blestemat și a zis: înveci de aici să nu mai mănânce nimeni, să nu mai faci rod, pentru că n-ai făcut rod la vremea pe care ai avut-o. În Evanghelia zilei de astăzi vedem că acești vieri au nesocotit față de stăpân această importanță a roadelor și nesocotindu-l, ei au pierit. Ei urmau să piară când stăpânul se întorcea în vie. Și pe lângă mânia pe care o are Dumnezeu atunci când roadele noastre nu sunt aduse la vreme, ceea ce poate să ne mai aducă pieirea este lipsa hranei vieții noastre duhovnicești. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și tot în cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că în urma auzirii cuvântului vine credința. Iar credința se vede doar prin fapte, prin roade. Deci în momentul în care noi nu avem roade, nu avem nici hrană pentru sufletul nostru. Și cel care nu aduce rod va muri de foame întotdeauna. Doar a auzi de atâtea ori, venim să ascultăm, venim să vorbim de aici, frumos. Venim la oră de rugăciune și duminica la adunare. Dar lucrurile astea ne acoperă pe exterior cu frunze. Și roadele noastre nu se vor vedea decât când vom pune umărul la treabă, când genunchii noștri se vor pleca la rugăciune și nu doar că vom vedea importanța pe care ar trebui să o avem noi, fiecare, acolo unde Dumnezeu ne-a pus, ci atunci când vom acționa, când vom trece la acțiune și vom vedea nevoia și vom merge acolo unde este nevoie de noi. În al treilea rând, din păcate, roadele aduse de noi oamenii nu pot fi transferabile. Nu putem să zicem, fă tu roade pentru mine, că acum n-am timp. Acum sunt ocupat cu viața aceasta, acum sunt ocupat cu alte lucruri. Ci cuvântul lui Dumnezeu ne spune în atâtea locuri, ori prin oamenii ai lui Dumnezeu, ori prin însuși Fiul lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, fiecare să ia bine seama. Domnul Iisus, chiar dacă a vorbit de atâtea ori mulțimilor, chiar dacă a vorbit unor popoare întregi, Domnul Iisus s-a referit la fiecare persoană în mod individual. Și de multe ori se repetă aceste cuvinte în Scriptură. Și cu toate că, da, suntem chemați să ne ajutăm unii pe alții în facerea binelui, suntem chemați să ne ajutăm unii pe alții, să ne ajutăm să ajungem cât mai repede la mântuirea cea veșnică pe care Dumnezeu ne-o va da. Chiar dacă suntem chemați la aceste lucruri și putem să ne ajutăm și este bine, mântuirea, să știți că este individuală și fiecare trebuie să facă partea pe care o are el de făcut. Nimeni nu va putea să aducă rod în locul meu. Chiar dacă poate pe același drum pe care Domnul Iisus a găsit acest smochin, poate mai în față mai era un smochin și avea rod. Domnul Iisus n-a zis, hai că iau de aici, că celălalt n-a făcut. Și El se uită la fiecare dintre noi, la roadele pe care noi trebuie să le aducem și suntem responsabili și datori să aducem rod. Haideți să cugetăm bine la aceste lucruri și să ne uităm la Evanghelia zilei de azi, să ne uităm că atunci când va veni vremea ca Domnul Dumnezeu să vină
din ceruri și să ne întrebe de roadele pe care le-am adus, noi să le putem arăta fără rușine și să fim și să trăim cu responsabilitatea că într-o zi va trebui să dăm socoteală de tot ce am făcut. Și așa cum spune și cântarea, dacă rodul tău nu trece vremea în care ai trăit, în zadar ți-o steniala, greu vei plânge la sfârșit. Domnul nostru să ne ajute să aducem rodul nostru la vremea cuvenită și prin trăirea noastră, prin viața noastră, să slăvim numele Lui Cel Sfânt de acum și până în veci. Amin.